putem construi afacerea oriunde pe glob, dar vrem să rămânem aici. Povestea Helen Valley se începe cu visul meu și a soțului meu de a crea un loc frumos în Moldova, care va primi oaspeți, va gazda evenimente cât mari, atât și mici. Și plus vreau să oferim experiența pe care noi suntem norocoși să o avem, dar simt că mulți din concetățenii nu au. Deci experiența de a participa în agricultură, de a culege fructe, legume cu mâinile proprii, de a planta și de a găti împreună, pentru că mulți au uitat să gătească. Și deci visul ăsta de a crea loc frumos ne-a dus aici unde suntem acum. Era august 2008, am mers pe 2 săptămâni în Praga să vizitez prieten și am aplicat pentru viză atunci încă trebuia să strâng tot dosar cu rezervare la hotel și confirmările. Și pentru 2 săptămâni am fost în oraș de 3 ori mai mare decât Chișinău, dar n-am simțit aglomerația. Mi s-a părut oraș foarte bine organizat, cu transport public, cu curat. Și asta cred că m-a impresionat, ordine și curățenie. Dacă vorbim de afaceri, aș vrea totuși să avem mai multe posibilități financiare. Deja avem granturi și subvenții care vin finanțare din UE, dar aș vrea să fie mai accesibil și cred că asta este în primul rând, dar în al doilea rând siguranța, securitatea și servicii de calitate, pentru că UE ne dă standard, nivel de standard mai bun, ce ține de mai multe aspecte și aș vrea totuși să ridicăm nivel de servicii în țară. Dacă ai menționat copii, neapărat trebuie să fie servicii de medicină și educație accesibile, pentru că nu avem atâtea locuri în școli și nu avem grădinițe destule la moment în țară. Văd Moldova să fie mai sigură, să avem mai mulți turiști în țară, pentru că ei se tem să vină la noi. Și văd să creăm mai multe locuri de muncă și să întoarcem diaspora înapoi.